Pacea Domnului tuturor fraților, celor care suntem aici și ne bucurăm împreună, dar și celor de la distanță care cu bucurie de pe meleaguri diferite, dar cu inimi deschise, se bucură de Cuvântul lui Dumnezeu prezentat sâmbătă de sâmbătă. Mulțumim pentru sabatul acesta și mulțumim pentru șansa de a ne întâlni cu Dumnezeu. Astăzi vom studia o altă problemă serioasă și foarte comun în creștinismul actual, cât și cauzele ei, și anume reverența față de Dumnezeu dispare din creștinism. Desigur, când venim în fața Cuvântului Dumnezeu, ar trebui să avem deschidere. Dacă venim fără deschidere în fața Cuvântului Dumnezeu și fără dorința ca să lăsăm acest cuvânt să ne modeleze viața, să știți, nu are nicio valoare Cuvântului Dumnezeu. Îl jefuim prin atitudinea noastră, acest cuvânt, de puterea și de scopul pe care îl are Dumnezeu. De a ne transforma, de a ne schimba. Cu această ocazie sper din toată inima că vom lua minte, ne vom cerceta inimile și ne vom deschide pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să poată să ne vorbească cu privire la acest subiect. De ce mergem la biserică? Da, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Mergem la biserică să ascultăm un cuvânt rostit cu putere. Sper să fie un astfel de cuvânt în locurile în care mergeți sau mergem. Îi cântăm laude. Desigur că și acest lucru e foarte important, o parte din ceea ce face creștinul. Ar trebui nu doar să ceară lui Dumnezeu, ar trebui să fie recunoscător și să-i cânte laude. Să fie încărcat de mulțumire. Ne bucurăm și de părtășia cu frații, dar nu facem din părtășie club. Da? Pentru că una e părtășia frățească, sfântă și e cu totul altceva un club. O adunătură de oameni care, mă rog, mai mult se distrează. Dar dincolo de toate motivele acestea, există un motiv mai adânc care nu-i discutat. Un motiv care scapă printre degete, deși este un motiv primar și principal. Și anume, ne întâlnim cu Dumnezeu și ne închinăm lui Dumnezeu. E vorba de întâlnire cu Dumnezeu și închinare, că dacă lipsește Dumnezeu dintr-o biserică, aia nu-i biserică. Dacă nu e prezent acolo și Dumnezeu nu este sesizată prezența lui Dumnezeu acolo, nu e biserică. Iar dacă ne întâlnim cu Dumnezeu, ne întâlnim ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Iar închinarea la Dumnezeu implică însăși cuvântul acesta, cuvântul Dumnezeu și închinare, ambele, sunt prin natura Constituției lor, implică reverență profundă. Nu te poți închina fără reverență și n-ai cum să ai de-a face cu un Dumnezeu atât de mare fără reverență. De aceea întâlnirea la biserică, în natura, dacă vii să te închizi, să te întâlnești cu Dumnezeu, sigur o faci cu inima dornică de bucurie să te întâlnești cu Dumnezeu, că este Dumnezeu iubirii, dar în același timp e un Dumnezeu măreț. Faptul că ne iubește nu anihilează nimic din ceea ce înseamnă măreția întâlnirii cu Dumnezeu. Am să citesc din Psalmul 5, versetul 7, dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. În limba română, mai ales limba veche, exista o, să zic așa, și acum încă mai există, limbile nu sunt complete. Știți, sunt anumite lucruri care, lucrurile cerești nu prea pot să fie îmbrăcate în cuvinte exact potrivite. Dom'le, și autorul a căutat, deci cauți în limba ta maternă să găsești un cuvânt potrivit pentru să reprezinte starea aceea. Și nu-l găsești. Și atunci ce să scrii? Scrii frică. Problema este că nu-i deloc vorba de frică. Frica obișnuită, frica omenească, când omul se teme pentru viața lui sau se simte că e în primejdie, că nu mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu pentru ca să fim în primejdie. Și atunci a rămas cuvântul frică, care nici de cum nu definește exact ceea ce trebuie, ceea ce e scris în original sau în alte limbi. Spre exemplu, iată cum, deci, prin îndurarea ta cea mare poți să intru în casa ta să mă închid cu frică în templul tău cel sfânt. În New Living Translation mă voi închina la în templul tău cu cea mai profundă venerație. În loc de frică este cuvântul venerație, dar venerație profundă, este mai adăugat încă ceva. Profund înseamnă adânc.
adânc, special. Deci nu e nici măcar venerația obișnuită, trebuie să fie venerație profundă. Cu reverență mă voi închina în templul tău, cel sfânt, Biblia Standard Bereană, o altă traducere. Deci ideea este, vin în templu, vin la biserică ca să mă închin cu profundă reverență sau venerație la tine. Acesta era scopul, de unde venim să ne întâlnim cu Dumnezeu, că altfel nu și-are rostul biserica. Bine, poate să fie bună ca o adunare socială, că oamenii se întâlnesc, da, mă rog, se întâlnesc la discotecă, se întâlnesc la cluburi, se întâlnesc să joace șah, se întâlnesc la un teatru, să mai vorbească și pe acolo, deși la teatru mai mult asculți. Mă rog, dar biserica e cu totul specială pentru faptul că te întâlnești cu Dumnezeu și să te închini. Și închinarea se face cu profundă venerație sau reverență. Bun, când vorbim de venerația asta sau de care spuneam că subiectul nostru este că dispare din creștinism și de ce dispare din creștinism, vom studia și de ce dispare și cum am putea să ne închinăm așa cum trebuie lui Dumnezeu. E o formă de respect, dar nu-i doar respect. Când vorbim de reverență, vorbim de un tip de respect, dar un tip unic, un tip special. Dar hai măcar să vorbim de respect. Ce respectă oamenii și de ce respectă? Vorbesc de oamenii care mai sunt capabili și de respectul obișnuit între semeni, da? Ce respectă oamenii? Că venerația e un tip de respect, dar e specială și mult mai mare, mult mai profundă decât respectul obișnuit, da? Care îl datorăm oamenilor. În general, oamenii care mai respectă ceva, că sunt oameni care au pierdut din capacitatea lor de, știți, oamenii pierd trăsăturile bune prin păcătuire, noi pierdem, ne mutilăm, ne stricăm, ne degenerăm și pierdem dragostea, pierdem mila, pierdem compasiunea, pierdem capacitatea de a ierta, capacitatea de a fi sensibil față de nevoile oamenilor, pierdem totul, ne abrutizăm, cum Satana s-a abrutizat prin păcatul mare, nimic bun, și oamenii care păcătuiesc pierd din natura lor, din felul lor de a mai avea astfel de trăsături. Reverența se pierde. Și e foarte rar și respectul, nu reverența, e foarte rar respectul între oameni, dar cei care mai au capacitatea să respecte, ce respectă ei în mod obișnuit? Păi unii respectă vârsta, încă mai au respect pentru vârsta, pentru perialb, să zicem, ved un om mai în vârstă, își dau seama că e mai bătrân decât ei. Deci și faptul că e o diferență între tine, care respect și celălalt, îl respect datorită vârstei lui. Respectă părinții într-un mod special pentru că părinții sunt și mai în vârstă, în plus te-au crescut, ți-au dat naștere, au avut grijă de tine. Există niște motive, da? Respectăm poziția de autoritate. Dom'le, într-o poziție de autoritate are pe încârcă foarte multe lucruri care trebuie să... Da, și respectăm autoritatea, da? Respectăm cultura cuiva. Când vezi că cineva toată viața a studiat, spre exemplu, și a ajuns la înțelegeri, la cunoștințe profunde, capacitățile, realizările mărețe. Unii au avut realizări deosebite și asta naște în noi, această diferență, naște în noi o formă de respect. Bine, dar când vorbim de vârstă, de părinte, de poziție de autoritate, de cultură, de știință, de capacități, de realizări, gândiți-vă că dacă am fi dispus să respectăm oameni cu mici diferențe între noi și ei sau mai mari diferențe, Dumnezeu îndeplinește toate criteriile acestea doar cu numica, uriașa observație că Dumnezeu este incomensurabil sau infinit mai mare la toate capitole. Când vorbim de, nu, spre exemplu, diferența de vârstă între noi și Dumnezeu, Dumnezeu e numit cel veșnic. Înțelegeți? Deci că dacă ar fi să respectăm vârsta cum o respectăm la oameni, gândiți-vă câtă diferență, că e cel veșnic. Când vorbim de mărime între noi și el, este iarăși de nemăsurat mărimea între noi și Dumnezeu. Cât de mici suntem! Nici nu ne imaginăm cât de mici suntem pe pământul ăsta față de cel care e mai mare decât universul. Cel care creează universul trebuie să fie mai mare și îl susține decât ceea ce a creat. E mai mare pentru, în așa fel încât scriitorii inspirați au început să scrie cerurile cerurilor, nu-l pot cuprinde. Înțelegeți de ce? Pentru că cerurile sunt făcute de el și el trebuie să fie mai mare decât cerurile. Nu, dacă avem așa capacitatea să mai respectăm, apoi diferența de realizări. Ce facem noi pe pământul ăsta? Ce facem cu ce ni se dă, cu puterea care oricum nu ne aparține, doar ne este împrumutată? Ce realizăm în câțiva ani? Și gândiți-vă, realizările lui Dumnezeu, dacă când privim pământul întreg, numai pământul, dacă nu avem capacitatea și nu mai reușim să ne uităm la cer și să vedem universul
ce vedem e o mică părticică din ceea ce înseamnă ceea ce a făcut el. Ca diferență de cultură și înțelepciune, noi știm în câțiva ani, sunt o grămadă de lucruri care nu le știm, sunt o grămadă de lucruri care le știm greșit, sunt o grămadă de lucruri care trebuie să ne învățăm, ca nici nu știm, de-abia ne naștem, învățăm câteva lucruri și murim. Da? Iar el este sursa înțelepciunii și științei, pentru că tot ce s-a creat, ca să fie creat atât de frumos, atât de minunat, atât de funcționabil și să fie întreținut, necesită înțelepciune fără hotare. Infinit în înțelepciune. Da? Și dacă am fi capabil să respectăm realizările, să ne înclinăm, să avem o doză de respect pentru realizări, gândiți-vă cu cine ne întâlnim. Apoi, în ce privește puterea, păi noi nu suntem în stare nici măcar să stăm în picioare singuri. Înțelegeți? Uneori Dumnezeu ne demonstrează că nu putem să ne mișcăm. Să știți că ajungi la un moment dat că să-ți dai seama că nici măcar nu ești în stare să respiri. Nu poți să respiri, nu poți să vorbești, nu poți să gândești. Nu, gândiți-vă la Nebucadnețar când i-a retras Dumnezeu unul din daruri, adică capacitatea de a judeca. Când vorbim de putere, omul nu-și ține nici suflarea. Și când vorbim de Dumnezeu, care cu un cuvânt creează lumi, creează galaxii, vă dați seama ce înseamnă să ne întâlnim, ce tip de respect ar trebui să-i datorăm? Un respect care, știți cum este, se naște automat, se naște natural, doar când omul gândește corect și are înțelegerea corectă. Nu-i vorba de impus. Știți că unii nu avem capacitatea să ne mai ducă mintea și să înțelegem așa ceva. Nu ni-l impune, se naște respectul ăsta când înțelegi corect cu cine te întâlnești, cu cine ai de-a face. Apoi ce să mai zicem de poziție și autoritate? Dom'le, ce poziție are? Păi eu știți ce poziție am? Total dependent, fie că recunosc, fie că nu recunosc, că și ăștia care nu recunosc, asta nu schimbă realitatea, știți că sunt total dependenți de Dumnezeu. Dom'le, dacă nu-mi dă într-o zi viață, dacă face să nu mai primesc soare, dacă face să nu mai crească plantele, dacă face să nu mai bată inima, el e creator, e făcătorul tuturor lucrurilor și cel care întreține lucrurile mișcare. Trebuie să mă întrețină. Adică eu sunt total sugător. Sugător și primitor. El e dătătorul tuturor lucrurilor, întreținătorul și susținătorul tuturor lucrurilor, creatorul tuturor lucrurilor, e suveranul universului. Nu e suveran pe pământul ăsta. Nu e peste o națiune. Națiune sunt un nimic. E vorba de universul acesta și eu vin la biserică, în templul lui și vreau să mă plec în fața lui cu înțelegeri profunde, că de aici, de unde apare această venerație, acest respect unic, care nu-i poți. În Biblie au zis frica de Domnul, dar frica nu e aia omenească. O să vedem că e un alt tip de, e un respect, dar e mare din calea afară. E puternic din calea afară. E și bun și are o dragoste extraordinară, dar asta nu-i anulează măreția, puterea când te întâlne. Din percepția corectă a cine este și ce este Dumnezeu pentru noi, din diferența infinită între noi și El, și din faptul că realizăm, în sfârșit realizăm că bine ne întâlnim cu El, e prezent aici. Acest Dumnezeu de care vorbim, de ei se naște reverența. Deci se naște normal, natural, se naște când înțelegi corect lucrurile și le crezi așa cum sunt. Am să citesc câteva versete, am tot tăiat. Am tăiat din studiul ăsta pentru că erau multe lucruri care vorbeau cât de mare e Dumnezeu și cine este. Dar am să citesc câteva. Isaia 40 cu 12 la 18 câteva spicuiri. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Într-o altă traducere spune că le ținea în căuș, în căușul palmei. Deci ideea este că așa, atât de mare în lui, încât le poate măsura apele. Cine a măsurat cerurile cu palma? Cine a strâns sărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul? Îți dai seama ce cântar trebuie să aibă ca să poți să cântărești. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadă. Din vadă înseamnă din găleată. Deci ai turnat găleata, s-a golit conținutul, dar mai rămâne pe perete, vezi o picătură care se scurge. E, aia nu sunt eu. Toți oamenii, toate națiunile, sunt picătura aia din găleată față de el. Înțelegeți? Și venim să ne închinăm înaintea acestuia. Da?
Desigur, nu am pretenția și nu voi avea niciodată, pentru că mă sperii de aceasta, de a avea o astfel de aroganță, că am să înțeleg cât e de mare vreodată. Voi avea nevoie de tot mai multe revelații, pentru că ce înțeleg cu mintea mea este extrem de limitată. Doar înțelege faptul că e dincolo de înțelegerea mea cât e de mare cât e de puternic Dumnezeu. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui, adică nimicul nu e măcar măsurabil. Nu suntem decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare veți asemăna? Nu poate să fie asemănat. N-are termen de comparație și noi venim în templul lui cel Sfânt, venim la biserică și vrem să ne închinăm lui cum? Cu reverență deosebită, cu referență, cu venerație profundă o face. Psalmul 63, 66 cu 3 și 4 și 5. Ziceți lui Dumnezeu cât de înfricoșate sunt lucrările tale. Sunt minunate lucrările Domnului. Știți că lucrările Domnului sunt minunate în alte versete. Ce face El este extraordinar, dar aici spune că sunt înfricoșate. În ce sens e înfricoșător ce face? Domnul e atât de mare încât încep să-ți fie frică când vezi ce mare este. Nu-i vorba de frica omenească, nu e aia că îți dă în cap sau nu știu ce să face. Sau ești în nesiguranță și că nu te omoară el și că îți vrea rău. Nu că are o dragoste extraordinară, dar e mare. E extraordinar de mare ce face. Nu intră în mintea mea cât e de mare. Din pricina mărimii puterii tale, vrăjmașii tăi te lingușesc. Iată cum traduce King James la cât de înfricoșate sunt lucrările tale. Spuneți-i lui Dumnezeu cât de groaznic ești în lucrările tale. Observați, nu găsește superlativul potrivit. Groaznic este superlativ. E teribil. Teribil. În Tanakh este o traducere veche, cât de extraordinară e lucrarea puterii tale, prin măreția puterii tale, vrăjmașii tăi se vor micșora înaintea ta. Știi când te faci mic? Te faci mic, ești oricum mic. Noi suntem mici. Dacă când vezi așa ce de mare, parcă te faci și mai mic. De ce? Ce te uimește? Nu Dumnezeu te... E pur și simplu când iei contact cu ceva care este extraordinar de mare. Extraordinar de puternic. Tot pământul se închină înaintea ta și cântă în cinstea ta. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, ce înfricoșat, în alte părți spune teribil, minunat, înfricoșător este el când lucrează asupra fiilor oamenilor. Deci ce face Dumnezeu când este lucrarea? Este, te face să tremuri, să te bucuri și să tremuri. Nu, momentul când a venit să vorbească oamenilor, știi, el vorbește prin cuvântul său. Dar cuvântul său e cam indirect, știți? I-a inspirat pe profet să scrie Biblia, o carte, o citește și o voce umană pronunță. Dar a fost o ocazie în care a vorbit el direct. Pe muntele Sinai s-a coborât să vorbească oamenilor, știți? Și care a fost reacția? Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. Și poporul tremura, stătea deoparte. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta să nu mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Deci asta au avut ei simțământul, dacă le mai vorbește Dumnezeu să moară. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați căci Dumnezeu a venit tocmai să vă pună la încercare ca să aveți frica lui. E din nou cuvântul ăla care n-a fost reverența, venerația față de el. Așa ar fi trebuit să scrie. Și asta e venerație profundă, ar trebui să zicem, că nu există în limba umană un cuvânt care să desemneze un respect atât de profund, un respect și o venerație deosebită care e unică, că noi avem cuvinte de exprimat între noi, cum să ne adresăm între noi, dar nu s-a inventat cuvântul ăla care ar fi o sumă de cuvinte, venerație profundă, reverență, închinare. Vă aduceți aminte că și Moise spunea, sunt îngrozit și tremur, măcar că era prietenul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că apropierea de Dumnezeu, cu înțelegerea aceea în suflet, Doamne, ce mare ești, cât de mic sunt eu, ce mare ești, cât de puternic ești, nu ce faci tu, este cutremurător de mare, naște reverență naturală. Îi zic naturală că nu e forțată, nu e impusă. E doar o calitate care desemnează că îl înțelegem cât de cât pe Dumnezeu. În Evrei 12 cu 18 la 23 citim, voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc. Vorbește de Sinaiu, care era în flăcări. Nici de negură, de întuneric, nici de furtuna. Și priveliște aceasta era atât de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului,
de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor. Deci noi nu ne apropiem de muntele ăla, nu? S-au apropiat ieri pe vremuri. Noi ne apropiem astăzi de același Dumnezeu care l-au auzit ei vorbind, iar când venim la adunare biserica celor întâi născuți, muntele Sionului, da? Ne apropiem de judecătorul tuturor, ne apropiem de adunarea în sărbătoare a îngerilor, a miilor de îngeri, deși ești la adunare, ar trebui să fii conștient că în realitate adunarea înseamnă Dumnezeu, înseamnă îngeri, mulțime de îngeri, de ființe celeste și tu vii și tu acolo. Da? Vii să ai părtășie, vii și să te închin, că și ei se închină. Apropo, ei se închină cu o reverență extraordinară. De cei care sunt mai mari decât noi, în ceea ce privește ordinea creației, sunt deosebiți, dar au o reverență extraordinară față de Dumnezeu, nu impusă, să spun iarăși, ci o reverență născută că le înțeleg mai bine decât noi pe Dumnezeu. Da? În Psalmul 89:7 este un alt verset care aș vrea să folosesc câteva traduceri. Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei care stau în jurul lui. King James, Dumnezeu e foarte de temut în adunarea sfinților și trebuie respectați de toți cei care sunt în jurul lui. Deci când vrei să vii în jurul lui Dumnezeu, sigur, în jurul lui Dumnezeu nu suntem doar noi. Noi prin credință venim. Noi credem din toată inima că nu suntem doar într-o cameră, într-o sală, că aia e relevantă, ci suntem într-un loc în care invocăm prezența lui Dumnezeu și vrem să ne întâlnim cu El. Ei, El este extrem de respectat de cei care stau în jurul lui. E înfricoșător. Uitați cum scrie Septuaginta lui Brenton. E o traducere foarte veche și mai bună. Dumnezeu e glorificat în Consiliul Sfinților. Mare și teribil față de toți cei din jurul lui. E mare și teribil față de toți cei din jurul lui. Versiunea contemporană în limba engleză. Ești cel mai înfricoșător dintre toți care trăiesc în cer. Toți ceilalți se tem și te onorează foarte mult. I-am spus această temere. Nici de parte frica omenească. Aduceți-vă aminte de viziunea pe care a avut-o Isaia despre locul în care era Dumnezeu. A văzut tronul lui Dumnezeu. Așa scrie în Isaia, capitolul 6, 1 la 4. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, cu 2 zburau, strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul oștirilor, tot pământul e plin de mărirea lui. Deci pământul se umplea de cât de mare era Dumnezeu, mărirea lui Dumnezeu umplea pământul și se zgudeau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Și atunci am zis, deci instantaneu, fără ca cineva să impună sau să-i zică: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. De simțământul ar fi că e gata, ești terminat pentru că ești un păcătos. Dar nimeni nu i-a spus atunci: pleacă-te, fii reverențios, fii respectos. Doar l-a văzut. Doar l-a văzut și s-a dat seama că e un mare păcătos și atât de slab de cum ar putea să se apropie în starea în care este de Dumnezeu. Observați, se naște reverența când ai înțelegeri clare de cine este Dumnezeu. Da? Și noi ne apucăm, ne venim la biserică, dar nu e asta, că biserica de jos este una cu biserica de sus. Dacă este Dumnezeu, înseamnă că și te întâlnești cu Dumnezeu, înseamnă că tot ce e în jurul lui Dumnezeu acolo. Te întâlnești cu adunarea în sărbătoarea miilor de îngeri, a zecilor de mii de îngeri, da? Este extraordinar. De ce în Evrei 12:28 Pavel concluzionează, fiindcă am primit deci o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Evlavie și frică, închinare plăcută, fiindcă Dumnezeu nostru e un foc mistuitor. Desigur, nu va mistui pe nimeni care va veni corespunzător, care Dumnezeu le mistuiește păcatul în viața lor. Da? Are Alonzo Jones un articol extraordinar, pregătește să te întâlnești cu un Dumnezeu care e un foc mistuitor. Da? Ne apropiem de un astfel de Dumnezeu. Când omul realizează cât de mare este Dumnezeu și că el în nimic se întâlnește cu acest Dumnezeu și se întâmplă chiar acum, chiar aici, e cuprins de acea reverență. Vă aduceți aminte Iacov,
fuge, este și el răvășit și a înșelat fratele, a furat dreptul de întâi născut, fratii săi a promis răzbunare și fuge. Da? Și Dumnezeu îl iubea pe Iacov și dorea să... Dumnezeu ne iubește, acest Dumnezeu mare, necuprins și sfânt. Ne vrea cu gelozie pentru el, vrea să fim în părtășie cu el pentru veșnicie. Și îi se descoperă lui Iacov pe drumul ăla la fugă, pusese un pietroi capul, sub cap, dormea acolo și noaptea a avut o vedenie, un vis cutremurător, a văzut pe Dumnezeu cât e de mare, o scară de la cer la pământ, îngerii care se urcau și se coporau. În momentul când se trezește zguduit, zice, cu adevărat Domnul e în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat e locul acesta, aici e casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerului. Da, locul în care îl întâlnești pe Dumnezeu este înfricoșător. Este un loc în care ne întâlnim cu acest Dumnezeu și acest loc trebuie să ne să se transforme într-un loc. La el a fost pe câmp. Vă dați seama, locul în care a fost conștient și el s-a închinat lui Dumnezeu a fost pe câmp. Nu este ideea că ceea ce face sfânt sunt niște ziduri, că sunt sfinte cărămizile. Sau este sfântă prezența lui Dumnezeu. Iar dacă te comporți ca și când nu-l vezi pe Dumnezeu acolo, sunt doar două situații. Ori nu-l vezi tu că ai probleme, ori nu-i acolo. Ambele sunt păgubitoare. Altfel, dacă ar fi acolo, te-ai comporta ca atare, dacă e acolo și nu-l vezi, dar o mare problemă înseamnă că n-ai gram de credință și nu știi unde vii și ce faci. Sau poate nu e acolo, în locul acela Dumnezeu. Deși Dumnezeu este peste tot, dacă oamenii ar vrea să se închine lui Dumnezeu, l-ar descoperi foarte aproape de ei. Desigur, oamenii pot să fie irreverențioși, dar au fost oameni irreverențioși care le-a dat Dumnezeu șansa să se întâlnească cu el, cu o bucățică din el măcar, un cap de mână odată, nici măcar toată măreția lui, un cap de mână scris pe un perete odată. Vă aduceți aminte? Era vorba nu de cine va fi și cine, dar tot om. Că oricare cât de, în ce post ar fi, de conducere sau în ce, e tot un om. Un nimic în fața lui Dumnezeu. Era vorba de Belșațar, împăratul sub care cade Babilon. Da, și un capăt de mână în timp ce era irreverențios și dansau și cântau și beau din vasele de la templul lui Dumnezeu, arătându-se că în realitate el e superior lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a arătat doar un cap de mână. Atâta. Care a scris acolo pe zid. Număra cântărit și împărțit. Mene, mene, tekel upharsin. Știți ce s-a întâmplat cu el? Citim, zice atunci împăratul, am gălbenit. Nimeni nu i-a spus, băi, comportă-te reverențios. Nu-i nevoie, trebuie doar să-l vezi. Atâta tot, restul, lucrurile decur natural. Am gălbenit, gândurile l-au tulburat, deci atât de mult a intrat într-o stare de panică, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor. Credeți-mă că tot încerc să mă gândesc ce înseamnă lucrul ăsta, așa, din perspectiva anatomică. Au sărit, ce a făcut? Coxofemuralele de aici s-au deschiolat deodată, așa, și genunchii s-au izbit unul de altul. Deci, noi, știi că ne mai tremură un pic genunchii uneori când e instabil sau te ia un pic frică un tremur de ăsta. Dacă șoc de ăsta să-ți dea genunchii unul de altul să se izbească, așa, înseamnă că așa era împăratul, știți? Galben, ca turta de ceară. Vă aduceți aminte că nu e vorba de un om credincios, Daniel, care a avut o relație cu Dumnezeu, dar când s-a întâlnit, a avut o vedenie, toți care au fost în jurul lui au fost apucați de o mare spaimă, au luat-o la fugă ca să ascundă. Eu am rămas sigur, am văzut această mare vedenie, puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sulțit, am pierdut orice vlagă, am căzut leșinat cu fața la pământ. Măcar că ăsta era un om credincios, dar asta înseamnă întâlnirea cu cineva care e atât de mare. Dumnezeu, de aceea mi s-a făcut un serviciu ca om păcătoș să nu-l vedem pe Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că asta ne-ar fi distrus. Iar în perioada aceasta, când ni se acordă har, suntem pregătiți ca să fim din nou în compania lui, cu bucurie, cu dragoste, dar cu multă reverență. Pentru că asta înseamnă să te întâlnești cu cineva atât de mare, o creatură atât de mică. Există o chestie scrisă în Vechiul Testament, în Exodul 28, despre marele preot care trebuia să intre în sanctuar, în locul în care se manifesta în mod special prezența lui Dumnezeu Sfânta Sfintelor.
Și zice că pe marginea îmbrăcămintelor lui aveau clopoței de aur, un clopoțel din aur și o rodie, un clopoțel din aur și o rodie pe toată marginea mantiei. Aron se îmbrăca cu ea când făcea slujba și când intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor așa că el nu va muri. Deci dacă auzai clink, 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 clopoțelul, cei de afară care stăteau în rugăciune și așteptau ca să iasă din Sfânta Sfintelor, că nu intra oricând acolo și nu intra oricum, înainte ca să intre acolo trebuia să aducă jertfă pentru el, pentru casa lui, doar pentru popor, trebuia în primul rând pentru el. Și să intre într-o stare și intra cu norul de tămâie. Cu norul de tămâie în față, adică care reprezenta în realitate mijlocirea Mântuitorului ca să putem să ajungem în prezența Dumnezeului Celui Mare. Și cei de afară auzeau clopoței, ceea ce însemna n-a murit. Dacă nu mai auzeai clopoțelul, asta însemna că a intrat într-o formă irreverențioasă și nepotrivită în fața lui Dumnezeu, care era un afront. Era un afront și era o jignire, era o încumetare ca să faci lucrul acesta. Duceți-vă aminte de Uza, știți, care zice că s-a adus să sprijine, unde era să se holbeze în chivot, ceea ce nu era voie. Înțelegeți? Și David a lăsat chivotul acolo. Știți, a murit pe loc, a lăsat acolo, David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum se intre chivotul la mine? Mai târziu l-a adus, dar nu l-a adus așa oricum. Înțelegeți? Nu l-a adus oricum. Dumnezeu vine, că Doamne, vină în casa noastră. Vine, cum să nu vedea, știi cine vine? Știi că este foc mistuitor pentru orice lucru rău. Nu merge necurăție, nu merge rău, nu merge păcatul, că păcatul nu trăiește în fața lui. Iar noi venim să ne închinăm în fața lui. Conștienți cât e de mare, cât e de puternic, cât e de înfricoșător cu creatorul nostru, venim și o facem în mod reverențios. Vă aduceți aminte? Moise a fost chemat, că suntem chemați la Dumnezeu, suntem iubiți de Dumnezeu. Și când s-a dus să vadă rugul ăla aprins, da, care nu se mistuia, Moise, Moise, iată-mă, Exodul 3 cu 5, Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta. Adică mă chem și să nu mă apropii, ba te chem, apropie-te, dar vezi cum o fac, scoate-ți încălțămintea din picioare, că-și locul pe care calci. E un teren sfânt. Mă vin o corespunzător la Dumnezeu. Tu nu înțelegi cu cine te întâlnești? E un privilegiu ca să-ți întâlnești Creatorul. E un privilegiu să întâlnești pe Cel care susține Universul în care într-un locșor. Nu, stai și tu. E un privilegiu să întâlnești pe Cel care a dat pe singurul Său Fiu la moarte pentru tine. Cel care te-a protejat continuu. Nu care te-a binecuvântat, dar care e atât de mare. Vino reverențios în fața lui Dumnezeu. Reverența e o teamă sfântă. Nu e frica omenească. Am să citesc două versete care, puse cap la cap, ar trebui să ne înțeleagă, să ne facă să înțelegem ce înseamnă acel cuvânt temerea de Dumnezeu, care nu v-am spus, nu există cuvânt și l-a folosit frică. N-au avut ce să scrie, dar nu-i frica obișnuită. Evrei 11 cu 7, prin credință noi, când am fost înștiințat despre Dumnezeu, despre lucruri care încă nu se vedeau, adică de potop, asta este în context, și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape viața și prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Este spus că în momentul când Dumnezeu a descoperit ce urmează să se întâmple cu lumea aceasta, când a început lucrarea aceea și când i-a descoperit Dumnezeu ce are să facă cu el, a fost plin de o teamă sfântă. E vorba nu de frica nesfântă, că frica are cu ea pedeapsa. Și în dragoste nu este frică, ci timp. Deci e clar, când știm că Dumnezeu ne iubește și ne oferă dragostea Lui, nu-i frica aia omenească. Dom'le, de aceea Isaia 29 cu 13 vine și creează imaginea clară la capitolul acesta. Domnul zice, când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui e departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Deci era vorba de o altă frică. E frica aia că, știți, ne trăznește. E frica că, mă rog, ne lovește. Frica că, ca și când Dumnezeu e un pericol, știți, pentru noi. Aia e frică de datină omenească. Nu e frică, e frică sfântă. Teama sfântă, care în realitate, ca să evităm confuzie, este venerație cu reverență profundă. E un respect unic.
cu totul special, care nu putem, respectăm oameni, respectăm și alte, ne respectăm îngerii care au grijă de noi, dar aia este altceva. E o venerație care se cuvine doar lui și se naște din ce poziție unică o are Dumnezeu față de noi. E un sentiment și un principiu al sufletului nostru care nu putem să-l atribuim altor ființe. Dom'le, de aceea veți spune, bine, dar cum se împacă asta cu iubirea față de Dumnezeu, că noi îl iubim pe Dumnezeu și cu faptul că Dumnezeu ne spune să ne bucurăm totdeauna și ne bucurăm de părtășia cu Dumnezeu, împacă foarte bine. Creează un complex unic de stare de suflet, care e descris foarte bine în Psalmul 2 cu 11, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Pe ori tremuri, ori te bucuri. Știi, la noi nu intră în cap. Și ăștia merg unii pe partea elaltă, merge legalismul pe frică, te trăznește. Să nu mai predici de genul ăla că te taie în două. Înțelegi? Și predici despre mai judecata lui Dumnezeu fără milă în care oamenii și iadul veșnic și așa mai departe. Chestii de genul ăsta care creează ce? De Dumnezeu te gândești cu groază la el că o să te... În partea cealaltă ea, domne, Dumnezeu ne iubește, iubirea aia, știi, care este în realitate un sentiment dulci-omenesc atâta tot. Ce, bă, Dumnezeu trebuie să poți veni oricând că e Tatăl nostru, e bucurie. Și dă naștere la libertinismul ăla, care este în realitate o mascaradă de teatru, de josnicie, de eliberări de ăștia firești, omenești, ca și când ei nu percep cu tine te întâlnești. Unii cu frica omenească și ai alții că ei se bucură. Cântă, răgnesc, strigă, discotecă. Știți? Vorbea cineva, un pastor de curând, l-am auzit într-o prezentare, evanghelic. Și spunea despre un fenomen care, mă rog, era îngrijorător pentru ei, bisericile evanghelice. Domne, zice, există o plecare masivă către catolici ortodoxi în America dintre evanghelici. Zice, și de ce credeți că se duc acolo? Nu pentru teologie, că nu aveau teologie ceilalți, știi? Era vorba de faptul că s-au săturat de bisericile evanghelice în care este strigăte, discotecă și chestiile astea harismatice. Și se duc undeva în care, măcar, chiar dacă n-au teologie acolo, dar au cel puțin mai mult respect. Mai mult, adică chiar dacă este un respect de genul ăsta, știi, că la clădirea aia mai sumbru, mai așa, zice, dacă vreau să mă duc la un club, măcar mă duc la unul de ăsta, adevărat, mă duc la biserică. Știți, ideea este că reverența dispare din biserici. Dar dispare pentru faptul că oamenii nu-l percepe Dumnezeu. Deci este vorba, slujiți Domnului, bucurați-vă tremurând. E cum? Și ne bucurăm? Da, sigur ne bucurăm. Avem o mare bucurie să ne întâlnim cu Dumnezeu, pentru că este Cel care ne-a iubit atât de mult încât a vrut înaintea părinților mei să exist. El s-a gândit primul la mine. El îmi poartă de grijă. El mă duce pe umerii lui în fiecare zi, mi umple inima de bucurie, se îngrijește de cele mai mici nevoi ale mele. Sigur că mă bucur de ființa aceasta, dar nu uit niciodată cu cine mă întâlnesc. În realitate nu mă trag de șiretul cu el. Înțelegeți că nu e ca mine, nu sunt ca el, nu e la dimensiunea mea. E atât de mare, e creatorul, încât vin cu bucurie amestecate cu ce? Combinate cu un respect unic, o reverență, o venerație față de el. De ce am Psalmul 119 cu 20, David spunea, mi se înfioară carnea de frica ta. Dar David îl iubea pe Dumnezeu foarte mult. Asta nu însemna că n-avea fiorul acela în sufletul lui de ce măreția lui Dumnezeu. Bun. Cum se manifestă reverența când ea există? Această reverență specială față de cine este Dumnezeu. Știm noi? Deci gândiți-vă că am avea reverența asta. Să presupunem că am o avea. A? Dacă o avem, ea nu credeți că se vede? Ea nu se manifestă în fel și chip? Dar sigur, ea este exprimată când există și dovedită prin multe căi. Atitudini, tăcere sau vorbire atentă, selectivă, respectoasă și decentă. Decență în îmbrăcăminte, da? Mă întâlnesc cu el, nu pot oricum să mă întâlnesc cu el, da? Plecarea genunchiului în fața măreției lui când e vorba de închinare, da, sigur cineva va spune, domne, mă rog,
Ce? Că găsesc în Biblie că au stat și în picioare. Ai stat în picioare că te rogi continuu, te rogi și pe drum, te rogi și în grădină, nu ești în genunchi. Dar când te duci special să te închini înaintea lui Dumnezeu, închinarea înseamnă implicit lucrul acesta. Înseamnă alegerea atentă a oricărei forme de manifestare. Da? Pentru că aia, cine îți dictează asta? Dom'le, nu scrie-o pe... Că asta înseamnă tot legalist ca cineva să-ți impună, să-ți scrie. Îți impune conștiința proprie cu cât înțelegi ce înseamnă. Știți că unele lucruri se aranjează natural doar că înțelegi lucrul acela. Că îl pricepi lucrul acela, da? Ce vrei să-ți bălângăne genunchii să-ți iasă din șolduri ca să cazi pe genunchi? Pune-te tu de bunăvoie și nu doar pleca genunchiul. Pleacă-ți duhul! Pleacă-ți inima! Hai să vorbim de exprimarea reverenței prin îmbrăcăminte decentă, respectoasă. Deci citeam despre serafin care scrigau Sfânt, Sfânt este Domnul și se cutremura tot locul acela unde era Dumnezeu și citim că cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele, cu două zburau, se acopereau. Citim despre Marele Preot, Exodul 28:2. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste, să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el, să-i uni, să-i închini în slujbă, să-i sfințești, fă-le pantalon de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Deci era considerat, Dumne, nu-ți arăți goliciune. De ce? E rușinos să vii în prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei se le poartă când vor intra în cortul întâlnirii, locul special de întâlnire, pentru că astfel ei să nu se facă vinovați și să moară. Și cum murei că nu aveai? Murei că nu aveai. Murei nu că nu aveai nu știu ce haine. Murei că erai irreverențios față de Dumnezeu și te încumetai să vii în prezența lui în felul acesta. Aduceți-vă aminte la înviere când Petru nici măcar, știți, s-a întâlnit cu Domnul după momentul lor de necredință. Era pe mal, nu l-au recunoscut și după aceea l-au recunoscut. Copii, aveți ceva de mâncare? Și la un moment dat Petru izbucnește, este Ioan 21:4. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, e Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins că cerea dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Știți, erau la pește. Pescuiau și ei. Când pescuiești, pescuiești în costum. Nu. La pește se udau, aveau hainele specifice, mai dezbrăcați, legați cu ceva aici la brâu, că erau, trăgeau în vadă și erau cu apă. Nu. Și au auzit că este Domnul. Problema era că și-a pus hainele pe el când a trebuit să se arunce în apă. De ce s-a pus hainele pe el, Domnule? Te duci acolo, păi și ce la că Iisus? Ce mai mare lucru, ne iubește și cu tare. Ei, nu știi ce înseamnă, mă. Vorbești de lucruri care sunt mai presus decât tine. Nu te duce capul? Sau ce probleme ai? Cum să te înfățișezi în fața lui Dumnezeu așa gol și dezvelit? Mergi îmbrăcat decent acolo. Mergi de ce te întâlnești cu Dumnezeu, care nu e ca tine. Dacă îngerii își acopereau respectos corpul, acoperești, vină cu o bărcăminte decentă. Nimeni nu-ți dictează că nu știu ce trebuie să spui, nu știu ce. Dar vino decent. Cât de decent? Păi nu trebuie să spună cineva cât de decent. Studiază cât e de mare Dumnezeu, atâta tot. Când vei fi umplut de admirație, de înțelegere, lucrurile se reglează de la sine până însă și înțelegerile corecte și poziția corectă care o ocupi față de Dumnezeu. Te învață Dumnezeu cum să te porți. Da? Aduceți-vă aminte că Iacov zice celor din casă înainte să meargă la altarul lui Dumnezeu. Scoteți-vă podoabele, scoteți-vă cercei, că erau, știți că deseori familiile erau contaminate de idolatrie și la ei, de când i-a scos din Haran, da? Știți, Rahela, cum i-a furat idolii lui taică-s-o, aveau probleme, chiar familiile care erau chemate de Dumnezeu. Păi, dar mergem la închinare, păi mergem, ce facem? Să facem spectacol acolo, să le dăm în spectacol cu ce? Cu haine, cu podoabe și asta. Băi, frate, dă-ți podoabe de jos, că e ca și când ești semezi, vrei să te lauzi în fața lui Dumnezeu. Vino decent. Scoteți-vă podoabe la un gropa sub stejarul ăla și s-au dus, s-au făcut. Acolo au venit la altar și atunci a dat Dumnezeu, le-a dat o autoritate, o prezență, încât groaza lui Dumnezeu i-a protejat în ținuturile acelea atât de periculoase. Este scris în Geneza 35, cu versetul 2. Să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului. Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Curățiți-vă, schimbați-vă hainele.
I-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini și cei care îi purtau în urechi. Și i-a îngropat. De ce? Nu puteau să se ducă oricum. Nu mi-ai mai fi trăit oricum, dar când realizez că vin în fața lui Dumnezeu, vin un corespunzător. Apoi este reverența în exprimare și cuvinte. Ni se spune foarte clar în Eclesiastul, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Adică veghezi, ești atent și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. De ce nebuni? Că cei nu știu că fac rău cu acesta. Adică nebun e un om care nu are control, care nu are judecate și nu știe nici măcar cum face. O faci rău cu aceasta, asta vrea să spună. Adică nu te grăbești să vorbești. Te gândești ce vorbești. Deschizi gura cu înțelepciune că mulțimea vorbelor, așa cum spune, dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște în mulțimea cuvintelor. Deci un om care vorbește non-stop, mai ales când vine la vii să te închin la Dumnezeu, deschide gura cu înțelepciune. Uneori e nevoie nu să deschizi, nu trebuie să vorbești non-stop. Ca este dovadă de nebunie, n-ai timp să filtrezi. Gândește-te ce vorbești pentru gloria lui Dumnezeu, că ești la un loc în care vrei să te închini lui Dumnezeu. Da? De aceea teme-te de Dumnezeu. Apoi, în Isaia 58:13, în care se vorbea și de sabat și de închinare, că sabatul era ziua și de odihnă, dar era și ziua de închinare. Da? Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, Isaia 58:13, ca să nu-ți faci gusturile tale, dacă sabatul va fi desfătarea ta, bucuria ta supremă, ca să-L sfințești pe Domnul, slăvindu-L, dacă îl vei cinsti sau onora în alte traduce, neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale, și apoi spune, nedădându-te la flecării. Ce e flecăria, frate? E vorbirea ușuratică, necalculată. Nu e rău intenționată, nici nu faci nu știu ce o calamitate, dar ai dat drumul la cuvinte. Flecările sunt vorbiri nesemnificative, ușuratice, știți? Când veneai să te închini, nu veneai să vorbești cuvintele tale. Dom'le, de aceea se spune să nu iei în deșert numele Domnului. Da? Numai când pronunți numele lui Dumnezeu, ar trebui să o faci cu reverență. Apoi există și un respect față de cuvântul lui Dumnezeu, că e cuvântul lui. Da? În Psalmul 119:161, David spune, niște voivozi mă prigonesc fără temei, niște prinți mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Deci n-avea treabă cu frica de oameni, da? Dar avea, îi tremura inima la cuvântul lui Dumnezeu. Da? Aș vrea să vă amintesc despre un grup special de oameni care au avut, erau scribi sau copiști ai manuscriselor sfinte, s-au numit masoreții, erau evrei care trebuiau să copieze manual. Considerau copierea corectă și exactă a textului biblic drept o sarcină sfântă. Masoreții aveau spiritul unei discipline severe și tratau textul cu cea mai profundă venerație imaginabilă. Deci aveau atât de multe reguli în așa fel încât trebuia să scrie de mână. Și vă dați seama, dacă scrii greșit și traduci mai departe greșit, ei aveau un respect atât de mare că trebuie să încredințeze mai departe exact cum sunt scrise, încât aveau nu știu câte reguli de verificare a textului. Asta însemna să numeri câte cuvinte are textul și după aceea, după ce ai scris, să numeri din nou. No, dacă ieșea un cuvințel în plus, dar numărai literele. După aceea numărau literele. Știau care literă e în mijlocul unui text. Spre exemplu, în capitolul ăsta este litera M, să zic acolo. Dacă nu ieșea exact în mijlocul ăia după numărare litera M, însemna că au adăugat o literă sau a scăzut o literă. Înțelegeți? Și aveau multe alte chestii de genul ăsta, în așa fel încât ardeau și distrugeau un text care nu reprezenta chestiile astea atât de riguroase. Nu numai atâta. Citesc din Mărturii care cer un verdict de Joss McDowell, care vorbește despre acest lucru. Masoreții aveau spiritul unei discipline severe și tratau textul cu cea mai profundă venerație imaginabilă. Principala preocupare a lor a fost transmiterea exactă a fiecărui cuvânt, chiar a fiecărei litere din textul Bibliei, cu o minuțiozitate ieșită din comun, ca o manifestare excesivă a venerației față de scripturile sfinte. Copistul trebuia să lucreze în îmbrăcăminte ebraică completă. Puteți să zice, scriu și eu, mă. Nu știi ce scrie aici, scrie cuvântul lui Dumnezeu, mă. Să spele tot corpul. Deci înainte ca să scrie, să se apuce de scris, se spălau tot corpul.
să nu înceapă să scrie numele lui Dumnezeu cu tocul proaspăt înmuiat în cerneală. Știți că tocul, când îl moi proaspăt, mai lasă un pic de... după aceea își dă drumul așa. Deci nu trebuia să întineze numele lui Dumnezeu când scria. Trebuia să fii atent ori de câte ori scrie numele lui Dumnezeu. Și dacă i s-ar fi adresat un rege în timp ce scria acest nume, să nu-l bage în seamă. Deci în momentul când era scria numele lui Dumnezeu, scriau Dumne, erau pătrunși de o venerație excesivă față de Scriptură, față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l avem. Mai văd câte unul, știi că pune Biblia pe jos, că n-are unde să o pună. Văd pe acolo să calcă, mă, cu picioarele, mă. Imaginează-ți numai chestia asta, călca cu picioarele Biblia în locul în care calci cu picioarele. Nu poți să faci lucrul acesta. Pune-o. Deci e vorba nu numai exterior ca și carte. E vorba, sigur, să respectăm ce scrie dincolo de orice lucru, dar faptul că nu respecti niște lucruri, ăștia tremurau când scriau numele lui Dumnezeu. Am citit într-un alte manuscrise despre viața masoreților că înainte ca să scrie numele lui Dumnezeu se rugau. Făceau o rugăciune ca să fie respectoși când scriau așa ceva. Noi avem Biblia, știți, avem cuvântul lui Dumnezeu, vorbești de cuvântul lui Dumnezeu, râzi, flecărești, faci glume pe seama cuvântului lui Dumnezeu. Nu îndunești în toate mințile, gândește-te ce faci. Asta este ca și când, știi, nici nu-ți dai seama de sacralitatea cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu vorbește uneori printr-o voce umană, dar nu contează prin ce canal trece. E cuvântul lui Dumnezeu care vine la tine. Ți se adresează Dumnezeu. Trebuie să o faci cu un respect deosebit. Oamenii ar trebui nu râde în timpul predicii. Și nu dormi, nu te întinde pe jos să dormi, că nu-i de dormit. Nu e timpul de... Nu, gândiți-vă la ăla care a căzut de la catul al doilea. Nu? Atât de... Era tânăr, nu era un bătrân de la înzilit de 90 de ani. Nu, frate, nu vii să dormă când se rostește cuvântul lui Dumnezeu. David spunea că îi tremura carnea pe el. Era pătruns de semnificația cuvântului Dumnezeu. Nu te pui nici într-o poziție, că nu zic nici să stai pe bănci de penitență în care să ți intre cuie în spinare. Nu? Nu asta e ideea de Dumnezeu, dar nici nu te închizi ca și când ai murit acolo sau ești pe șezlong la mare, la... Ești în fața lui Dumnezeu, mă, nu trebuie să spun eu cum să stai. Nu trebuie să-ți dicteze cineva lucrul acesta. Lucrurile se reglează de la sine dacă înțelegi, dar faptul că te porți așa, spune foarte tare, răspicat, că bar n-ai cine acolo. De fapt, nu te întâlnești cu nimeni acolo, nici nu-l vezi, dacă nu-l vezi, de ce ai avea respect? Îmi spune că n-ai credință sau nu înțelegi cine este Dumnezeu. Apoi cu plecatul în genunchi la închinare, sigur ne rugăm toată ziua prin grădină, păstrăm contactul cu Dumnezeu, păstrăm legătura cu Dumnezeu, te rogi în împrejurări diferite. Dar când vii special să te închini, în Psalmul 95:3, căci Domnul e un Dumnezeu mare. Observați contextul. Contextul versetului cu plecarea genunchilor. Căci Domnul e un Dumnezeu mare, un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului. Vârfurile munților sunt ale lui, a lui e marea, el a făcut-o. Mâinile lui a întocmit oscatul, veniți să ne închinăm, să ne zmerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. În contextul ăsta spune că îți pleci genunchiul și te închini. Deci e mare. Și faptul că ne închinăm lui și plecăm genunchii, este un privilegiu să plecăm genunchii ori de câte ori avem posibilitatea. Nu spune să ne aruncăm în noroi, deși Iov zice că s-a aruncat în fața Domnului și s-a închinat. Era o închinare până la o plecăciune, până jos erau. Ne plecăm genunchiul nu pentru că, Doamne, în genunchi nu știu ce câștigăm. Asta e naturala poziție față de ce înseamnă să te închini în fața lui Dumnezeu. Adevărul este că respectul și venerația față de Dumnezeu dispar din conduita oamenilor, dar nu vorbesc de lumea aceasta, vorbesc în mod special de creștinism, de bisericile creștine, religioșii. Mai ales în biserici. Se vede o profundă lipsă de venerație și reverență în închinare. De ce lucrul acesta? În Ieremia 2:19, tu singur te pedepsești cu răutatea ta, tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce amar și rău este să părăsești pe Domnul, primul lucru, și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul. Frică, încă o dată vă zic, este cuvântul care l-au găsit traducătorii și l-a folosit în relația cu Dumnezeu, că nu puteau să spună doar ceva omenez respect, au găsit frica.
și să n-ai nicio frică de mine, Dumnezeu oștirilor. Uitați cum traduce Biblia aramaică în engleză simplă. Nu v-ați înspăimântat de mine. Biblia standard moștenită, groaza de mine nu e în voi, nu arătați niciun respect față de mine, Net Bible. Sunt trei traduceri. Oricum, deci ideea care îi spunea acestui om care l-a părăsit pe Dumnezeu, poporului care îl părăsise pe Dumnezeu, erau că n-aveau nicio reverență față de el, niciun respect special față de Dumnezeu. Și asta pentru că îl părăsiseră pe Dumnezeu. Unde vezi lipsa de respect, de reverență, cu siguranță oamenii l-au părăsit pe Dumnezeu. E una dintre dovezi. Multe alte dovezi dacă vrei să cauți pentru omul căzut care se separă de Dumnezeu. 1 Samuel 4:17, cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor, poporul a suferit o mare înfrângere, poporul a fost bătut, poporul Israel, și cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Și știți că Norosa era însărcinată, a născut atunci și a spus un lucru care este profetic, un lucru care este realitate. I-a pus numele copilului acela Icabod, care înseamnă nu mai e slavă, zicând s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina lor, chivotului lui Dumnezeu și din pricina socului și bărbatului. Socrul său, el i-a căzut pe spate, a murit, bărbatul a fost omorât și el. I-a zis s-a dus slava din Israel, că chivotul lui Dumnezeu este luat. În momentul când se duce slava, gândiți-vă că în Ezechiel este o vedenie pe care oarecum se îndepărta de casa Domnului slava lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? După aceea urmeau cei cu uneltele de nimicire în mână, care urmau să facă prăpăd acolo. Se duce slava, se duce gloria lui Dumnezeu și nu mai vedem. Nu mai este? De ce ne-am purtat reverențios că nu mai e nicio slavă? Știți ce făceau și cei doi fii ai lui Eli, nu? Nu aveau nicio percepție despre sacralitate și de ce înseamnă ce făceau ei acolo. Nu aveau nici cel mai mic habar, deci făceau de cap, cu furculița cea mare, parcă erau la Bairam, știi, care se mănânce mai bine, își făceau de cap acolo, era locul în care să-și faci de cap acolo, s-a dus slava. Când se duce slava, normal că oamenii n-au nicio reverență. Ieremia 5:21, ascultați lucrul acesta, popor fără minte, fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și n-aude, nu voi să vă temeți de mine, zice Domnul, și nu voi să tremurați înaintea mea? Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă și chiar dacă valurile ei se înfurie, totul sunt neputincioase, urlă, dar nu-l trec. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvătită. Adică marea mă ascultă, marea mă respectă. Nu, sunt lucruri în universul ăsta care răspund la chemarea mea. Stele, galaxii și umblă toate. Iar voi nu vreți să tremurați în fața mea. Poporul ăsta are o inimă dârză și răzvătită. S-a dus slava din foarte multe biserici acolo, nu-i Dumnezeu. Înțelegeți? Nu-i Dumnezeu și n-ai ce respecta. Nevând, dacă ai vedea slava, ai tremura. Nevăzând slava, faci din el un loc de socializare în care râzi, cânti muzică rock, dacă e posibil să te distrezi, că doar ai venit să te distrezi. Unde e Dumnezeu? Da, ca și faraon. Unde e Dumnezeu? Că nu-l văd niciun Dumnezeu. S-a dus slava. Deci a dat seama că Israel e părăsit de slava lui Dumnezeu, da? Și n-ai ce să mai respecti acolo. Da? Și tocmai de-aia te și porți ca un om fără respect. În plus, să știți, sunt foarte multe biserici. Nu-i Dumnezeu, ci o idolatrie. Atâta tot. Idolatria adică este un... Ce e idolul? Dumnezeu, idolul e ceva mai mic decât omul, că omul face. Înțelegeți? E o creatură a omului, dar care zice Dumnezeu, dar care n-ai cum să ai respect pentru ăla prea mare decât așa impus, că restul ce să respecti, că n-are, n-aude, nu te vede, n-are o putere mai mare decât tine și tocmai de aceea idolatria era asociată cu ce, fraților? Cu manifestări de-astea josnice, irreverențioase. Pentru că dacă venerezi un idol, de ce ai... Oricum, nu ce e ăla, că nu-i mai mare decât tine, da? Tu l-ai făcut. Să nu fiți închinător la idol, 1 Corinteni 10:7. Ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce, să bea, să scula, să joace. De ce facem lucrul acesta și în multe biserici creștine? Dănțuim, strigăm,
ne facem de cape acolo, jucăm un tenis, un bambilici în pauză și noi de ce să nu jucăm un bambilici dacă ne place? Ce? Care nicio chestie, un pac, o carte poate, chiar niște cărți, ca să ținem tinerii în priză, ce vrei să fim atât de drastici cu ei? Nu, cântăm muzică, ne legănăm pe muzică, dansăm în teatru, niște piruete pe acolo, pe la adunare. Pentru că venerăm idoli. Înțelegi? Idolatria era soțită, dacă citiți în Biblie, cu toate chestiile astea. E un Dumnezeu idol care n-ai cum să treburi în prezența lui, n-ai cum să fii reverențios. Și te comporți reverențios pentru că este o petrecere idolatră acolo. Poporul a așezat, a mâncat și a băut și apoi s-au sculat să joace. Exodul 32:6, când l-au pus paron să le facă un idol și să le spună, gata, asta e Dumnezeul vostru, hai să dăm o sărbătoare în cinstea Domnului, că zicem tot Domnul, știi, dar era Domnul Vițel, Domnul Idol, acolo. Și Moise venea cu Iosua de sus. Și Iosua s-a speriat, a zis, se strigă de război. Se striga tare acolo, ziceai că e război. Intri în adunare, ce reverență, ce tăcere, ce muzică sacră, nu nimic de genul acesta. Domnule, băteau tobele, țipau, urlau acolo, ziceai că se măcelăresc acolo. Moise le spune, fiind mult mai în temă cu ce se întâmplă, nu e niciun război, mă, aia dansează. S-a stricat poporul. Știți? Nu, acesta nu-i strigăt de biruit, strigăt, strigăt. Gândiți-vă, nu-i nimic la adunare. Și strigăm și urlăm și nu mai știu ce chestii de genul ăsta, muzică care, știi, rock creștină, ci că muzică rock creștină. Ca și când există diavol creștin, știi, ceva de genul ăsta. Unele lucruri le poți asocia, înțelegi, că nu sunt deloc creștine, n-au nimic comun cu creștinismul. Nu este strigă de biruitor, nu-i strigă de biruit. Și aud eu glasul unor oameni care cântă. Și pe când s-a apropiat, da, bravo, sunt vițelul și jocurile, idolul și jocurile. Jocuri, de ce să nu jucăm? Că de-aia aducem copiii să joace acolo. Noi aducem și pe ei de la mic la mare și ăla, așa cum spune, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Și mirele și mireasa își lasă treburile lor. Nu mai este petrecere de nuntă aia. Și copilul de la sân îl aduce acolo. E cel mai urgent. Ne închinăm în fața lui Dumnezeu. Ne smerim în fața lui Dumnezeu. Venim cu atitudine, cu bucurie, dar tremurând pentru că este mare și venim adecvat. Suntem atenți la atitudinile noastre. Apoi Ilie pe Carmel și idolatria. Ați văzut ce scrie despre el? Zice că strigau cât îi ținea gura, bale, bale, auzi-ne, nu, mai intri în câte o adunare care zice că e vorbire în limbi și acolo în vacar, frate, auzi-ne, 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 nu? Toată lumea se roagă în cor, țipă, alții cântă, bateriile bat acolo, muzică de-asta de-ți nebunește simțurile, da? Parcă sunt incantații africane cu tobe de-alea care ți intră în... Și săreau în jurul altarului pe care îl făcuse, nu? Îl vedeți pe aia sărind sau nu știu ce, Ilie vine foarte respectos, decent, săreau. Dumnezeu, ce-i cu jocurile în biserici? Asta e reverență față de Dumnezeu, săreau în jurul altarului. Și-au făcut tăieturi cu săbile, a curs sângele. Când a trecut amiaza, au aiurat. Probabil că numește și astăzi profeție sfântă, știi, când intri tot spui, până când începi, știi, chestiile obsesiv repetate și dai într-o formă de asta, de auto-himnoză, de auto-drogare, ca și când ai fi niște, au iurat. Și asta era serviciul lor de închinare, domnule. Asta era serviciul de închinare. Gândiți-vă câte elemente de genul ăsta sunt împrumutate în creștinism, cu mișcarea arismatică care mătură totul și vezi pierduți acolo cu vindecări, lovește și cad, nu cu cad cu fața la pământ cum cădeau ceilalți, cad cu rușinea în sus, pe spate cad așa. Toate lucrurile astea sunt doveditoare că nu e niciun Dumnezeu, e un Dumnezeu idol acolo, la care oamenii se închină. Ce spune? Irreverența. Irreverența e o mărturie că dacă l-ar vedea pe Dumnezeu adevărat, și l-ar înțelege cum este, te-ai purta ca atare. De aceea să ne gândim, fiecare dintre noi, prieteni, e o solie în timpul din urmă, în Apocalipsa 14:6, citim, apoi am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului, cu Evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. Și el zicea cu glas tare, gândiți-vă că Evanghelia, care dacă noi suntem cei care vrem să o ducem,
Da? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Când vorbim de temerea de Dumnezeu, vorbim de acea reverență și respect special. Respectați-l, venerați-l. Închinați-vă cu respect și cu reverență profundă și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut. Deci suntem chemați să ne închinăm celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Te închin unui creator puternic. Respectă-l, vino cu venerație. Toți locuitorii pământului au nevoie să audă această chemare. Da? Gândiți-vă că într-o bună zi vrem să ne ducem, să fim transportați în locurile slavei, în locurile veșnice, da? Și acolo citim Apocalipsa 5 cu 13 și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau amin, și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Vrem să ne unim în închinare, în bucurie, cu ființele celeste care îl adoră pe Dumnezeu cu o venerație specială, da? Îi credeți că ne armonizăm cu ființele acestea care se prostă în fața lui Dumnezeu cu un respect cu totul deosebit? Noi ne pregătim, noi vrem să ne închinăm aici pe pământ cum se închină ceilalți, să facă voia lui Dumnezeu cum se face în cer și pe pământ. Ne pregătim, vrem să ne închinăm corespunzătorul acestui Dumnezeu măreț. V-am spus, nu dintr-un legalism, detest legalismul pentru că e o altă versiune tot satanică. Și de același timp detest libertinismul ăla care te face să te porți ca un nătân care abar n-ai ce înseamnă să te apropii de Dumnezeu. Nu înțelegi niciunul, nici alții nu înțeleg pe Dumnezeu. Reverența autentică, născută, nu din obligație, nu că o să-și plece genunchii și și satana o să se plece în genunchi. Știți? Vrea, nu vrea, cade în genunchi. Și toți cei care nu-s pregătiți, o să le deschioleze șoldurile și o să le lovească genunchii într-o bună zi. Aia este tot așa, tot natural este. Doar îl văd pe Dumnezeu și asta se întâmplă. Noi vrem să o facem din iubire și din conștiința, din înțelegerea faptului că avem un Dumnezeu al iubirii, dar care e atât de mare, atât de măreț, este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. De aceea, prieteni, chiar dacă din biserici dispare acest lucru, am vrea ca noi să cultivăm toți care vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, să ne închinăm lui Dumnezeu, să cultivăm reverența cuvenită. Dumnezeu să ne ajute să-i aducem o închinare cu evlavie și cu respect. Amin.